Abscesul dentar reprezintă acumularea de secreție purulentă ce se poate forma în gingie sau pe dinte ca rezultantă a unei infecții bacteriene. Care sunt cauzele și cum se formează un absces? Dintele dumneavoastră este format dintr-un țesut protector alb foarte dur, smalțul, care acoperă următorul strat mai moale denumit dentină. În interiorul dintelui se regăsește pulpa dentară sau nervul dintelui, unde există vase de sânge și țesut nervos. Dintele dumneavoastră este atașat în os de un sistem ligamentar puternic denumit ligamentul parodontal. În placa bacteriană depusă pe dinți se găsesc microbi din resturile alimentare. Placa bacteriană produce acid care determină apariția carilor în smalțul dinților, apoi în dentină, ajungând în cele din urmă în centrul dintelui, la pulpă. Acest fenomen este cunoscut sub numele de evoluție a cariei dentare. Cavitatea formată permite bacteriilor să invadeze toate straturile dintelui și să distrugă pulpa. În zona infectată vor interveni pentru apărare celulele albe și se va forma astfel secreția purulentă, ce va produce în final abscesul de la vârful dintelui, denumit periapical, cel mai comun tip de absces dentar. Un astfel de absces se poate vindeca cu ajutorul tratamentelor de canal, ce implică eliminarea țesutului infectat și obturația canalului cu o pastă specială, precum și administrarea de antibiotice la stricta indicație a medicului. Câteodată abscesul se poate dezvolta în zona de susținere dintre doi dinți. Acesta este cunoscut ca absces periodontal, fiind de obicei asociat cu boala parodontală, atunci când gingiile se inflamează și se deslipesc de dinte, permițând bacteriilor să intre și să se acumuleze în pungi parodontale în jurul rădăcinii dentare. Și acest gen de absces dentar este tratat cu ajutorul antibioticelor și prin metoda chirurgicală, care presupune incizarea zonei în care se află secreția, colecția purulentă, și drenarea acesteia către exterior. Ulterior, este posibil să fie nevoie și de remodelare gingivală. Există cazuri când abscesul dentar este sever și cu o evoluție agresivă, iar atunci dintele va trebui extras. Dacă abscesul nu beneficiază de tratament de urgență, bacteriile din colecția purulentă se pot răspândi în zonele învecinate, invadând osul și alte formațiuni anatomice, unele chiar vitale, cum ar fi gâtul, fața, ochii, sinusurile sau chiar creierul, amenințându-vă viața. Deși aceste cazuri sunt destul de rare, ele nu trebuie tratate cu indiferență.